Vai de capul meu, bă, nu mai pot. N-am dormit un ochi azi noapte. O trebuie să fac curățenii pentru că vine Drăcula să vizită. Mamă, bă, să fii curățenii aici, bă, să zic că mamă, domnule Motan, ce frumos ai făcut curățenii pe aici. Tataia! Ce vrei, ce vrei? Nu mai lăși omul să doarmă. Păi bă, ți-am zis să te trezești, să faci tu o leac de curățenii, să mă ajuți. Tu ce ai făcut toată noaptea? Păi m-am uitat la televizor. Da, bravo, bă, eu ți-am zis frumos să faci curățenii aici și tu ești la televizor. Uite, ți-am zis să faci curățenii la baie, n-ai făcut nimica! Păi da ce, e baia mea? Păi bă, tata, asta e și tu în casa asta. Nu mă interesează, nu-i baia mea, n-am construit-o eu, nu-i a mea. Păi da, nu o folosești? Nu. Nu, da, nu. Lasă, bă, lasă, că te trimit în coteț să dormi. Bă, stai așa că a venit. Bă, tataia, bă, mi se pare mie sau Draculas sau cam întinerit? Bă, da, sigur acela-i Draculas? Bună ziua, salutare la toată lumea! Mamă, ce casă faină, am auzit atâtea despre ea! Domnule Motan, eu sunt nepotul tău! Ce ești? Nepotul cine tău! Cum adică ești nepotul meu? Păi bă, tu ești unchiul meu, nu ești tu frate cu Draculas? Aole, bă, cum adică stai așa? Bă, tataia, bă, trebuia să vină Draculas, dar aparent a venit Draculas Junior, bă, la noi. Uai, de capul meu, și bătaie de cap. Eu sunt Draculas Junior, sunt frățiorul mai mic al lui Draculas și am venit astăzi aici. Ei, că Draculas s-a dus la o nuntă și m-a lăsat aici pentru câteva zile. Și ce tare! Chiar voiam să vin aici la voi. Mamă, m-am auzit atâtea despre casa asta și atâtea aventuri. Vreau și eu aventuri! Ce aventuri? Ei, ei, au! Aoleu, bă, tataia, bă! Ce-a ajuns pe capul nostru? Fai de cap meu. Păi, dar de ce nu a vrut să vină Draculas? Păi ți-am spus, domnule Motan, Dracula s-a dus la o nuntă și m-a lăsat pe mine aici câteva zile când avea cine să aibă grijă de mine. Toată lumea are treabă și m-a lăsat aici. Uite televizor, deschis, închis, deschis, închis. Ia să joacă acolo la televizor, deschis. Că trebuie să-mi sună la pe Dracula. Deschis? Ia că sună. Alo, Dracula, bă, m-auzi? Să se audă cheful meu! Domnule Motan, sunt aici la o nuntă, i-auzi cum joacă aici toți! Bă, Draculas, bă, ai spus că vii tu astăzi la mine, am făcut curățenii, am pregătit mâncare. Bine, n-am pregătit mâncare, dar asta nu contează. Dar ai zis că vii la mine, stăm împreună, bim bim bam bam, unde te-ai dus? Bă, te-am păcălit și de ce? Că știam că nu o să accepti. În schimb, tu nu l-ai cunoscut niciodată pe frățiorul meu mai mic, pe Dracula Junior. Hai că trebuie să închid aici, că schi chefuiesc, bă, muzica! Nu, închide, nu închide! Închis. Bă! Bă, ai stricat televizor! Cum ai reușit în 10 secunde să... Bă, tataia, vine cu acei, te ocup de el, nu știu ce-i faci, îl dai afară! Ce ai cum să-l dau eu afară? Dar ce, au venit la mine? Păi, bă, tataia, bă, e și casa ta! Ui, cred că dă foc la casă! Auleu, bă, tataia, bă, ajută-mă, fă ceva! Bă, lasă jos ăla, lasă jos! Lasă jos! Scoate repede afară, tataia, scoate repede afară când dă foc la casă! Du-te, mă, repede! Tataia! Bă, lasă-l pe tataia! Stai, ce vrei să faci? Ui, Dracula Junior, Dracula Junior, stai! Auleu! Bă, da, eu nu vreau, îți bătrân! Domnule Motan, am auzit astea despre tine, abia așteptam să vin aici. Mamă, o să mă distrez așa tare și promit, domnule Motan, că o să fiu un băiat cu minte. O să fiu cel mai cu minte băiețel din lume. Bă, tataia, bă, ce ne facem? Bă, dar tu mă întrebi mine de unde să știu, bă, trebuie să facem cumva să-l ducem înapoi la Draculas, că, bă, aici stai mai nebun decât Draculas. Știu, bă, stai aici frumos, că mă duc repede în subsol să văd ce faci. Draculas Junior, ești aici? Dracula Junior? Unde-i? Tataia, nu-l găsesc în subsol! Tataia, unde-i? Vine cu acele repede! Nu-l găsesc nici eu, veniți sus! Auleu, trebuie să mergi în sus acum, mi-e frică! Ce-i asta? Eu cred că asta e ceva ritual malefic. Scoate este răb de afară. Auleu, bă, de unde au luat craniile astea? Nu înțeleg. Bă, dar tu mă întrebi pe mine, de unde să știu eu de unde ia cranii? Hai de capul meu, bă, cu cine ne-o lăsat Draculas? Bă, trebuie să facem cumva
să nu mai bei energie, bă, să-l obosim. Dar cum facem noi asta? Păi, nu știu, bă, trebuie să-l ducem prin oraș, nu știu, să facem ceva. Bă, unde-i? Unde-i s-o dus? Domnule Motan! Dracula Junior, unde ești? Domnule Motan! Te-te pătata aia din ușă, că nu văd unde-i. Uită-te în spate și uită-te la fața mea! Aoleu, bă! Bă, tata aia, bă, e nervos, s-a enervat! Aoleu, ia și joacă tu cu el! Aoleu! Are domnul Motan, du-te după el, du-te după el, cred că s-a ascuns în habar! Domnule Motan! De ce te ascunzi din mine, domnule Motan, dar vrei să ne jucăm? Ba da, păi acum ne jucăm, îi v-ați ascunselea. Acum... Nu vrei să ne jucăm? Îi v-ați ascunselea! Eu vreau să ne jucăm, domnule Motan, așa că o să mă duc să-mi pun îmbrăcămintea de joacă. Îmbrăcăminte de joacă? Da! Tataia, unde ești? Tataia, vine repede și salvează-mă! Uleu, tataia, mi-e frică! Ui, cum să-ți fie ție frică? Tu nu vezi că eu am tăti oasele rupte? Ui, schinarea mea e ruptă în două, ui! Zici că e un covrig! Domnule Motan! Ui, gata! E gata să ne jucăm! Ui, ce costum de joacă e ăla? Cum adică? Un costum de joacă foarte frumos. De ce? Arăți înfricoșător? Da! De ce spui asta? Pentru că arăți înfricoșător! Mi-e frică. Cioc, cioc! Da, cine este? Un nebun? Un nebun, aoleu, domnule Motan? Și ce vrea să facă nebunul ăsta? Nebunul ăsta vrea să mănânci pe toată lumea? Aoleu, și unde-i nebunul ăsta? În casă! Ce să mai zic, bă? Ce să mai fac? Tataia! Domnule Motan, ajută-mă! Ajută-mă! Bă, tataia, trebuie să mă duc repede! Bă! Băi, domnule Motan, ajută-mă! Aoleu, nu, tataia, nu! Tataia! Ce vrei să-i faci, tataia? Băi, nu! Tataia! Tu, ia de aici, tataia! Ia și de aici! Bă, Dracula Junior, nu ți-i foame? Foame? Bă, da! Vrei să mâncăm McDonald's? Da, vreau! Hai să mergem la McDonald's atunci! Haide! Stai să-mi pun costumația de McDonald's! Bă, tu ai o costumație pentru fiecare chestie? Da! Fix acum mă duc să o pun! Hai de capul meu! Păi, domnule Motane, eu cred că o să rămân acasă când nu mai pot. Ui, tăti oasele-s rupte, nu mai pot! Nici război nu a fost așa urât! Bă, rare ori te-am văzut să plângi, dar văd că Dracula Junior te-a făcut să plângi, bă! Uleu, hai să mă duc sus, că aici e el! Hai de capul meu, hai da, vin încoace, stai aici sus, cât eu mă duc cu el la McDonald's. Dracula Junior, ce costumație aia, bă? McDonald's! Băi, costumații de nebun, bă, aia! McDonald's! Bă, ești ok? McDonald's! Hai de capul meu, hai, urcă-te în mașină, bă! Hai să mergem! Și hai la McDonald's, bă, lasă-mă să intru! Bine, bă, bine, o să merg eu pe jos dacă așa. Fii atent, o să-mi dau cu racheta la picioare să ajung mai repede decât tine. Iahuuu! Hai, bă, că am ajuns la al doilea restaurant de ți-am zis că e cel mai bun față de McDonald's. Bă, nu-i vina mea, că e închis localul, da? Nu vrei, nu mă iubești, ai spus că mă duci la McDonald's, păi... și ce-i urâtania asta? Băi, puștele, că ia zi tu încoace, ia, ce-i acolo în buzunarele alea frumoase, că văd că colcă-i de sfârleanț când mergi, că-l aude aici cu urechi. Bă, ce-i pățit? Ce-am pățit? Băi, tu scoate toți banii, nu stau să mă joc, dacă spun a doua oară, vezi că a doua oară îți spun și că mă l-am fost. Bă, gata, hai să lăsăm toate amenințările, te rog. Și uite, mergem aici la restaurantul ăsta, la un prieten al meu, BBG, că-i spune. Are cea mai bună pizza din oraș.
Băi, bebecică, nu ia vino cu aceau? Cad, cad, au, au, aleu, a dat cu capul din stâlp. Bă, ce s-a întâmplat, bă, ce? Bă, tu ești ok? Bă, nu da. Nu-ți aduce aminti că m-ai amenințat cu pistolul să-ți dau toți banii? Nu. Nu, ce ce vrei de la mine, lasă-mă în pace. Hai, hai să mâncăm pizza, hai să mâncăm pizza. Lasă-mă, au dat iarăși cu capul, au. Ai dat cu capul, da? Scoate toți banii, puștiu. Bă, ce s-a întâmplat, nu mi-amintesc nimica. Bă, văd că dacă dai cu capul de ceva, ai amnezie de aia și începi să devii altă persoană. Ce persoană, bă, nu mă mai păcăli, lasă-mă în pace, hai să vedem ce prieteni ai tu pe aici. Hai da, bă, vină repede, zic că e unul dintre cei mai șmecheri prietene mea. Ce face? Eu ți-am zis că ai interdicții în restaurantul ăsta, ce cauți aici? Stai, bă, bebegică, uite, ești aici cu un prieten. Ce prieten ești? De ce seamănă cu urâtul celălalt de Draculas? Păi, vineam cu el, bă. Încâta de cunoștință, eu sunt Dracula Junior, salut! Auleu, ei, Dracula Junior, ce-o făcut acela? Are copil, are frate și are... Bă, el Dracula e fratele meu, iar eu sunt fratele lui mai mic încât a de cunoștință. Eu am vrut să vin la McDonald's, nu în jghen asta de gunoi. Unde m-ai adus aici? Eu vreau la McDonald's! Bă, ți-am zis, bă, că e închis la McDonald's, deci n-avem cum să mergem. Băi, cum adică e ghenă de gunoi? Adică, înțeleg, miroase urât aici, dar totuși ghenă de gunoi. Păi, bă, bebejic, hai să recunoaștem. Podeaua asta n-ai mai spălat-o de 10 ani. Da, încă nu e destul de lipicioasă încât să o spăl. Nu mai contează. Bă, bebegică, spune-mi, te rog frumos, că ai două locuri libere aici la masă. Ue, păcat, mai devreme s-au dat toate locurile. Cum adică, bă? Intru aici și scriu la calculatorul tău, Lugica. Ue, ce faci aici ala? Ue, stai, vină cu acei, ue! Ue, Dracula Junior, ce-ai făcut acolo? Bă. Au, la, ce scrie aici butonul ăsta, n-atingeți? Bam! Auleu, nu! Vai de capul meu. Ue, dacă mă gândesc mai bine, nu mai am niciun loc liber. Poate aveam un loc liber pentru voi. Dar văzând ce-o făcut aici, nu mai am niciun loc liber. Păi, bă, cum adică nu mai ai niciun loc liber? Păi da, bă, s-o dat toate. Cui s-o dat toate, bă? Că aici nu vine nimeni. Păi jucăriilor din Poppy Playtime. Poftim? Da. Păi, ce cu tine, băia, de aici? Vreau... Bă, calmează-te. Gata. Băi, ia dă tu, uite, nu că dă-i masă liberă, uite așa stau. Băi, chiar nu mai am, au, chiar nu mai am loc liber, îmi pare foarte rău. Au, aaa. Tu, poștiulică, care ești acolo? Bă, trebuie să trevii. Doamne ferească, e nebun, e mai nebun decât Draculas. Da, bă, dar cum adică, bă, ai dat toate locurile pentru Poppy Playtime? Da, băi, și... Auleu, cred că deja au ajuns, deci trebuie să pleci de aici. Hai, de capul meu. Bă, ue, ce face ăla acolo? Auleu, nu, poți să fii nervos ăștia. Băi, domnule Motan, du-te repede să vorbești cu ei, calmează-i, cât eu încerc repede să strâng aici. Hai, da, repede, mă duc. Acum mă duc, bebe, bigică, să-i calmez. Auleu. Auleu, bă, cine sunt ăștia, auleu? Jucăriile din Poppy Playtime, bă, și cred că le-ai enervat. Dar nu li spune că ai distrus tot înăuntru, lasă-l, bebe, gică, să descurci. Noi trebuie să-l ținim ocupate aici, să vorbim cu ele, ok? Da. Vă rog frumos să plecați de aici, nu știu ce vreți de la noi, dar este închis. Nu-i închis. Redecorează colegul meu înăuntru și trebuie să așteptați doar 10 minuțele. 20, 30 chiar, o oră dacă se poate. O oră. Cum adică să așteptăm o oră? Bă, dar nu au spus asta, au spus să-i deținem la departe pe jucăriile astea urâte, uite puțin, babornița asta ce fățet are, că dacă îi dau n-aia mutat din ce la spate, vezi? Îmi pare rău pentru ce zice el, o căzut în cap când era mic și nu mai știe ce zice. Opa! Te-am găsit aici! Bă, ce faci acolo, bă, nebunule? Bă, m-am băgat în jucărie! Bă, ieși de acolo! Aoleu! Bă... Trebuie să mă lași să vorbesc cu ele. Îmi pare foarte rău jucăriilor Poppy Playtime. Cum v-am mai spus, o căzut în cap când era mic și de asta face așa urât. Dar că nu putem să vă primim acum, trebuie să mai așteptați puțin. Cum adică să mai așteptăm? Nu mai așteptăm deloc! O să vă distrug pe toți, mai ales pe piticania asta albastră!
Auleu. Ia mă de aici, ia de aici, că nu este frică de voi. Luați-l, distrugeți-l, eu mă duc înăuntru. Nu, nu! Băi, domnule Botane! Băi, ce faceți aici? Distrugeți tot! Bă, trebuie să fugim, auleu! Tot distrug aici ăștia! Fugi, bă, fugi! Fugi pe geam, fugi pe geam, fugi pe geam! Plecăm acasă! Pa, bebejică, pa! Auleu, bă, hai da, urcă-ne din mașină să fugim! Hai da! Te-ai urcat, da? Mergem! Mergem acasă! Mamă, bă, ce era să fim distruși de jucării Illy Poppy Playtime, dar lasă! Hai da! Vreau McDonald's! Vreau McDonald's! Mergem acasă, bă, și-ți comand online, hai da! Mergem acasă!